citesc cu atenție tot ce spune președintele Macron, mai ales că am înțeles că are relație specială cu președintele Iohannis, deci sunt doi președinți importanți în lume, și acolo a scris, în România sunt unii care se opun independenței justiției sau care vor să afecteze independența justiției. Acum, eu neavând fir direct cu domnul președinte Macron, nici n-am participat la întâlnirea secretă dintre ministrul de externe și procurorul șef DNA, ceea ce bănuiesc că este din punct de vedere diplomatic uzual să aibă loc astfel de întâlniri între un ministru de externe străin și un procuror din România. N-am de unde să știu la ce s-a referit. Poate s-a referit la instituții. Când a zis unii, poate unele instituții vor să afecteze independența justiției. Deci, neavând informația completă, n-am cum să comentez. În același timp am văzut, eu nu văd, este o prostie. În același timp am văzut tot în acea declarație pe care noi am și stabilit să le contabilizăm, pentru că vom face o carte de îndrumare și de teze importante. Acolo se mai spune un lucru important, care un pic contrazice ce spune mai sus, și anume că crede în democrațiile puternice, în sensul că cei care au câștigat alegerile trebuie să-și asume și să decidă. În România cam noi am câștigat alegerile. Dar nu avem de gând să decidem brutal sau noi, decidem tot timpul prin consultări și ținând cont foarte mult de ceea ce vin ca sfaturi, ca propuneri.